Vorbeam mult și bine și s-a întrerupt. Sper să nu se mai întrerupă, o să încerc să mă uit la el, să fiu cu ochii pe înregistrare. Spuneam că dacă cineva, eu știu, a spus una alta despre voi, voi trebuie să vă dați seama cine sunteți. Dacă cineva a zis că nu sunteți bun la ceva, nicio problemă, pot să învăț. Nu vă mai faceți griji pentru vorbele grele pe care le-ați auzit din partea unora și altora. Nu vă mai faceți griji. S-ar putea unii dintre voi să vă îmbolnăviți. Dacă mai permiteți acestor vorbe să vă atace, să vă vampirizeze energetic, poate unii începe să mâncați prea mult și să vă îngrășați tocmai din cauza acestui stres. Poate alții mănâncă prea puțin și slăbesc. Poate unii fac ulcer. Poate alții eu știu ce își dereglează. Vă rog, provocarea este să le lăsați. 9 înseamnă încheiere de ciclu. Când spun 10, e deja primul pas după această transformare, da? E deja intrarea în transformare. Lăsați-le. Of, Doamne! Trecutul îndepărtat. Of, of. 8 de cupe. 8. Poate în august ați început să vă detașați. Chiar să plecați, nu doar să vă detașați emoțional. Ah, și știu pe cineva care chiar a făcut această mișcare în august. Poate unii de 8 săptămâni, de 8 luni, ați început să vă detașați. 8 înseamnă transformare. De ce? Să vă îndepărtați de pelin. Astea nu mai sunt cupe goale, astea sunt pline cu pelin, cu suferință. Îndepărtați-vă către dulcețică, zmeurică, către ceva dulce. Către fluturi, cum am văzut mai devreme. Fluturi în stomac. Îndrăgostiți-vă, dragii mei. Îndrăgostiți-vă. Pentru că dragostea și credința sunt cele care mai puternice, forțe care vă vindecă. Aveți nevoie de vindecare. Ah, iar spade. 4 de spade. Unii dintre voi, din păcate, am spus, poate v-ați și îmbolnăvit un pic din cauza acestor situații neplăcute, dureroase, această energie negativă în care a stat. În preajma oamenilor negativi. Of. Dar, vedem cum se așează cărțile. Ați început să investiți în vindecarea voastră. Este similar cu eremitul, varianta 3D. V-ați gândit de ce a suferit la aceste trei spade. V-ați conectat la spiritualitate. Ați început să aveți credință, cum am zis mai devreme, și poate vom vedea cum se așează cărțile. Poate unii ați luat și această sabie a dreptății. Și ce este dreptatea? Dreptatea voastră. Care e adevărul vostru? Că sunteți frumoși, că sunteți capabili, că sunteți o creație divină și că meritați și voi ce este mai bun. Acesta este adevărul vostru. Oh! Oh, ce frumos! 6 de cupe. 6 de cupe. Posibil să fie semn de apă, pește, rac sau scorpion. Nu e obligatoriu. Poate o persoană emoțională sau o persoană care vă înțelege emoțiile într-un mod foarte profund. Și nu doar că vă înțelege. Vi le și Alina. Dacă a stat la pat și ați fost bolnăviori, poate să fiu și un doctor, o asistentă, o prietenă care vine cu o rețetă nouă, cu un tratament naturist. Poate e să fie cineva care vă ajută să vă vindecați. Eventual, dacă nu ești nici una, nici alta, poate să fie cineva ori din copilărie, o colegă, un prieten din copilărie cu care vă reîntâlniți după mult timp și vă face multă, multă, multă bucurie. Iar mă repet, vă aduce flori, ciocolată, amintiri frumoase, poze, eu știu ce, revizualizați și vă bucurați. Vă bucurați, vă bucurați, vă bucurați. E un cuvânt care merită repetat oricum. Pentru alții, dacă nu e din copilărie, poate să fie dintr-o altă viață. O persoană care vă înțelege foarte bine, știe, simte, avem apă, simte ce vă place și ce nu vă place și e doritoare persoana să vă ofere ce vă place, că prea multă, prea multă durere. Aș vrea chiar să le dau la o parte. Vom vedea ce se așează. Oh! Ce frumos! Îndrăgostiți-mă! Îndrăgostiți-vă, dragii mei! Viitorul apropiat sau prezent, în fine, cum vreți voi. 6 și 6.
Poate de 6 zile, de 6 săptămâni, de 6 luni. Sau poate peste, pentru că ține de viitorul îndepărtat apropiat. 6 zile, 6 săptămâni, 6 luni. Să întâlniți această persoană cu care vă completați perfect, dragii mei. Perfect! Sper că înregistrează, sunt curioasă că tot s-a întrerupt. O persoană de care vă veți simți foarte atrași. Ia uite, știți cum? Haideți să vă arăt cum. Mă și distrează. Uite așa. Veți zice, nu, că acum încă mă vindec. Zău? Uite așa o să fie atracția. Pac, pac, pac. Și nu vă veți mai dezlipi unul de altul. Îndrăgostiți. O persoană pe care divinitatea hotărâ să vă aducă, tocmai ca să vă arate că meritați, ați avut credință și meritați acest cadou. Dacă nu e o persoană de care vă îndrăgostiți, poate să fie o colaborare la locul de muncă prin care poate veți ajunge către această persoană, către vindecare, către bucurie și către sufletul geamă pereche. Dar mic, nu karmic, dar mic, ne-am săturat de karme. Gata, am suferit prea mult. Aș vrea să le dau, da, la o parte pe cele negative și să rămânem cu acestea frumoase. Mă registrează. Ok, doki. Aveam emoții. Ah, trei de cupe. Sfatul este să vă bucurați. Da. 6 de cupe vine, vine și vă aduce bucurie. Să ieșiți în oraș. Cu prietenii, cu vecinii, să stați de vorbă. Aia și ce? Beți un pahar de bere, un păhărel de vin, o înghețată, ce vreți voi. Aveți nevoie de dulceață, de lucruri plăcute. Să dansați, cum am zis mai devreme. Dansați cu prietenii de ca și când ați dansa cu viitorul vostru partener, cu omul cu care vă completați. Da, e o amică, ok. Dar dansez cu acea amică, nu cu reținere. De ca și când ar fi partenerul meu. Bine, dacă îi permite, vă permite partenerul, da. Ideea, ați prins-o, da? Ați prins-o. Poate, da, aveți pe cineva în semn de apă, nu știu. Exterior, vai, vai, dar meritați, după atâta suferință, chiar meritați bucurie maximă, fericire. Asta e cartea fericirii. Atât de mare încât pare ireală, da? Pare de neatins, dar este speranța în care pe care v-ați fixat toți anii aceștia de suferință. Zic de speranță pentru că avem curcubeu. Și cu acest om, repet, posibil semn de apă, dar nu e obligatoriu. Sau cu planete, în semnul peștilor, aracului sau scorpionului, puteți face o familie fericită. Chiar dacă v-ați despărțit și aveți copii, persoana aceasta care vine din exterior vă va accepta și cu un copil. Și cu doi, nu contează. Veți fi fericiți împreună, pentru că vă completați, pentru că vă înțelege. Aici avem și înțelegere mentală, da? Nu doar emoțională. Că vorbim de gemeni. Că e geamăn, că poate e alt semn dublu. Oricum, îndrăgostiți-vă. Lăsați-vă să simțiți fluturi în stomac. Nu ulcer gastric, da? Ce frumos! E exterior! E o bucurie! Mergeți în oraș, întâlniți-vă cu prietenii, că poate acolo vă veți întâlni cu această persoană care vă face foarte, foarte, foarte fericiți. Și ce dacă pare iluzorie? Nu nimic. Atât timp cât vă vindecă. Vai, dar nu mai cupe, dragii mei, regele de cupe. Vă este teamă de regele de cupe. În acest context, poate să fie un alt semn de apă care va crea suferință. Este posibil, pentru că aveți în trecut îndepărtat un 8 de cupe, de care vă îndepărtați, poate, pentru foarte puțin dintre voi, regele de cupe să fie posibil bărbat, neobligatoriu, poate să fie și femeie, o persoană care nu vă umplu cupele. Poate n-a înțeles ce aveți nevoie. Și din acest motiv v-ați îndepărtat și rămâne în poziția fricilor. Pentru alții, fiți atenți, că această mare bucurie și 6 și îndrăgostiții și 10 și 3 de cupe, să vi se pare așa copleșitoare bucuria, fericirea. Da, sună frumos bucurie. Entuziasmul ăsta pe care îl aveți și pe care nu l-ați mai experimentat de mult. Fu, nici nu vine să cred cum s-au transformat. Fluturi, da? Transformare. Încât vă va fi frică
Sau vă este deja frică de acest ocean de emoții pe care îl descoperiți în voi cu această nouă persoană. Și atunci va fi nevoie să vă mențineți echilibru. Faceți un pic de surfing cu emoțiile voastre. Să stați deasupra lor, în calm. Da, sunt ale voastre. N-ați crezut, nu veți crede probabil, că puteți să vă bucurați atât de intens pe cât ați suferit. Da? Suferința a fost profundă și bucuria va fi imensă. Meritați. Oh, ce vă doriți? Valetul de spate. Vă doriți să comunicați, poate să vorbiți, pentru că sunteți semn de aer, aveți nevoie, știu, cu Venus în vărsător și mie îmi place să mă exprim. Să exprim ce simt, ce gândesc, ce idei năstrușnice cu Uranus, cu Lună, cum am eu. Nevoia de exprimare. Poate e un alt semn de aer la care vă gândiți că aveți și gemeni. Da, aveți îndrăgostiții și gemeni. Poate este un semn mercurian. Sau cineva cu soare în casa a treia, a comunicării. Pentru foarte puțini dintre voi este posibil, dar e, nu, nu. Nu. Vreau să zic ceva, dar nu. Pentru că asta e poziția voastră a dorințelor. De-aia îmi place crucea celtică, pentru că fiecare reprezintă un concept. Nu riscăm să deviem. Da. Mulțumesc. Deci vă doriți să comunicați, să povestiți, poate chiar să și scrieți. Poate chiar să faceți și poezie, de ce nu? Oricum, e un mesager. E un mesager. Doamne ajută, Doamne, ce decupe, ce frumos. Oh, asta lipsea! Fantastic! Cavalerul de cupe! Păi vine că l-am văzut aici, l-am văzut și la îndrăgostiți, l-am văzut și la forțe exterioare și acum vine. Doamne, ce cărți! Ce cărți! Mă bucur că am Venus învărsător. Yes! Și Mercur. Și mai știu eu ce. În fine, Mercurul meu învărsător. Venusul meu. Ah! Dragii mei învărsători. Da. Rezonez și aici cum am rezonat și la pești, și la leu. Fantastic. Cavalerul de cupe. Da, vine cineva cu care puteți comunica, dar nu în stilul acesta. Nu, nu, nu. Această persoană vă va ajuta să vorbiți despre, să vă descoperiți poezia, poetul, poeta din voi, artistul. Poate fiind e o persoană cu simț artistic sau vă îndeamnă să vă descoperiți acest simț artistic. Artă se poate face și prin poezie, da? Și, bine, evident, mare grozăvie am spus acum. Da, așa am simțit. Așa. Vreau să spun altceva. Nu știu ce s-au suprapus ideile, că așa se întâmplă, mai ales când suntem entuziaști. Wow! Vreau să spun că în acest moment văd spada ca pe un creion și creionul nu e musai să scrie cuvinte, poate să și deseneze. Știu, poate unii descoperiți ceva artistic în voi. Oricum, cavalerul de cupe vă va susține în această direcție, vă va aduce flori, da? Cum am spus mai devreme. Vă va vindeca. Ah, ce frumos! Și își va deschide sufletul față de voi. Și vă va ajuta să vă deschideți și voi sufletul. Și uite așa, poate veți scrie vreo carte împreună. Experiențele fiecăruia. Sunt foarte convinsă, nu știu de ce, dar sunt foarte convinsă că așa se întâmplă. Că și acest suflet pe care îl veți întâlni, mai devreme sau mai târziu, a trecut la fel ca și voi, prin experiență de genul, Doamne, dar ce transformare! Și asta pentru că ați avut credință. Doamne, ia uitați. Da? Of, Doamne, of, Doamne. La capătul acestui set de cărți ce aveți? 10 de monede. Semn de pământ, lipsea semnul pământului, da? Taur, capricorn sau fecioară.
Dar este o căsnicie făcută pe nevoi financiare sau o căsnicie tradițională în care v-ați căsătorit, că așa zice lumea. Poate unii ați avut un copil înainte de căsătorie și a trebuit să vă căsătoriți ca să nu vă faceți de râs cică, ghilimele, da? 10. Este deja lângă 8 de spade, eu zic că, și cărțile pe care le-am văzut aici în trecut, eu zic că este o căsnicie care v-a creat multe probleme și v-a ținut într-o cușcă mentală. Ați crezut că nu sunteți în stare de nimic. Vi s-a spus că nu sunteți în stare de nimic. Dar uite că universul, îngerii voștri protectori și sufletul perechi, despre care am zis că și el a trecut prin aceleași experiențe, s-au hotărât să vă demonstreze că multe griji erau neadevărate. Că sunteți în stare să ieșiți din această cușcă a tradițiilor. Și de ce spun asta? Că aveți, aici sunteți voi, regele de spade, aveți curajul, nebunia, să o luați de la zero. Da, și știu, am o prietenă vărsătoare care s-a despărțit și a luat apartament și asta e, a luat-o de la zero. Felicitări! Și după ea am urmat eu. Foarte frumos! Regele de spade, nu vreau să mai mă uit în că deviem. Și vreau să rămânem în energia asta frumoasă. Regele de spade, sunteți voi. Voi, reci, distanți, tăioși cu cei care v-au adus durere. Și voi, albi, puri, corecți, cu cei care își împărtășesc emoțiile, care sunt sincere și blânzi cu voi. Pentru că regele de spade, orice semn de aer, poate să fie foarte duios, foarte blând, foarte emoțional. Când e cazul? Cu cine trebuie? Of, Doamne, of, Doamne, ce mă bucur! Ce mă bucur! Ce mă bucur, da! Ce frumos, ce frumos! Nu, n-are rost să mai deviez, oricum sunt cărți interesante, dar n-are rost să deviez pentru că vreau să rămânem în energia asta frumoasă, dragii mei. Frumoasă, frumoasă, frumoasă și îmi vine să vă pup și dacă îmi se întâmplă, că e luna asta, că e peste 2 luni, că e peste 6 luni, căutați-mă, vă rog frumos. Sau măcar, nu știu, aprindeți o lumânare și trimiteți-mi și mie un gând frumos, o poezie, o mandală, orice faceți. Din păcate va fi în două părți această etalare, dar sper că merită. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Numai bine!